Este anchetă la centrul de vaccinare din orașul Ineu, județul Arad, după ce 18 doze de vaccin Pfizer au fost pierdute. Din primele informații, flacoanele ar fi fost aruncate la gunoi cu ambalajul din carton. Cu mai multe detalii despre ce s-a întâmplat acolo, discutăm chiar acum cu domnul Horea Timiș, directorul Direcției de Sănătate Publică Arad. Bună ziua, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună ziua. Explicați-ne, vă rog, care a fost cauza acestei pierderi, să o numim pierdere. Da, a fost o neglijență. Ne-a sesizat chiar coordonatorul centrului de vaccinare azi dimineață. A dat o notă explicativă, iar inspecția sanitară s-a deplasat la fața locului și a făcut un proces verbal. Practic, ieri s-a deschis centrul de vaccinare și datorită agitației și numărului mare de persoane și faptul că nu toate procedurile se cunoșteau, la încheierea programului nu a fost gestionat bine situația cu flacoanele care au fost consumate și flacoanele care au rămas. 27 de bucăți de flacoane de au fost trimise acolo, iar spre dimineața au constatat o lipsă de 3 flacoane și și-au dat seama că practic le-au aruncat la gunoi seara. Firma care transportă deșeurile medicale le-a preluat aseară și practic n-au mai putut fi identificate. Deci, practic, spuneți că nu au observat în momentul în care au aruncat ambalajul că ar mai fi fost acolo 3 flacoane, reprezentând 18 doze. Da, și azi dimineață și-au dat seama când în programul REMV ele nu figurau descărcate, iar în solicitarea pentru ziua de astăzi a fost de 20 de flacoane și au primit 17 flacoane și atunci, practic, azi dimineață s-au sesizat și ne-au anunțat și a dat o notă explicativă, a recunoscut faptul că a greșit și practic ne pare rău că noi, Aradul, nu am pierdut absolut nicio doză de la începutul campaniei de vaccinare până acum. Mulțumesc foarte mult, domnule Horea Timiș, directorul DSP Arad. Detalii despre 18 doze, de fapt, pierdute acolo undeva într-un oraș din județul Arad, după ce ar fi fost aruncate din greșeală, spun reprezentanții DSP, aseară la încheierea programului.